Înștiințare din 26 martie 2022. Dacă România ar ști ce o așteaptă, vai, vai, de locuitorii ei care stau fără păsare, și-ar smulge hainele de pe ei și-ar arunca țărână în sus și-ar boci, chemând numele Domnului, ca niște copii rămași fără părinți. Vaiet, plânset, lacrimi și niciun răspuns din cer, de parcă cerul a înghețat și nu are urechi să audă. Viu este Domnul! Am așteptat România înaintea mea și în afară de a cere, dă-mi, nu am auzit. Nu au fost mai mulți ca unul din cei 10 leproși să vină și să mulțumească, și câți nu au fost binecuvântați. Și pentru că zilele îndurării s-au oprit, s-au terminat, zice Domnul, iată, vin zile de amară suferință și amărăciune, căci vor fi ca părăsiți și nimănui nu îi va păsa de ei și nimeni nu se va întoarce spre ei să le mângâie rana. Unde este Dumnezeu? Undeva ați fost când eu v-am chemat? Dacă nu ai ascultat țară, a venit vremea socotelilor, căci nimic nu rămâne neplătit. Vreau să mă îndur acolo unde mai este loc de îndurare și milă, căci mai am oameni de care să am milă și îndurare, căci în strâmtorarea lor m-au chemat în ajutor. Și când alții se veseliau, ei plângeau și se tânguiau, cum tânguie o mamă pe singurul ei copil. Voi ați râs și ei au plâns. Vine vremea și nu e departe, când voi veți plânge și ei vor fi păziți de ceasul încercării, care vine peste lumea întreagă, dar mai ales peste România, ca să o smeresc. Căci ați cunoscut numele meu, cum nu l-a cunoscut nimeni, și totuși nu mi-ați dat cinstea care mi se cuvenea. O rămășiță va primi îndurare și milă și mă voi întoarce către ei să îi chem ca fii. Viu este Domnul. Amin.